Da, noi să aflăm când vă dați nota 10, cu siguranță. Sper să ajung acolo, pentru că nu se pot schimba toate dintr-o dată. Lumea, după ce v-a ales, ați făcut un tur de forță. Vă privește altfel? Una mă privește altfel, dar așteptările sunt foarte mari. Când se schimbă, mai ales că fostul primar, nu exact, nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni și nici nu mă gândesc la lucrul ăsta, știți cum e, a stabilit o ordine cumva, probabil să-i fie benefică lui sau tuturor, nu știu, și când se schimbă, lumea așteaptă altceva, domnule, dacă cu ăla a fost așa, întotdeauna, sigur. Asta a promis că va fi așa. Așteptările sunt mari, dar asta se realizează în timp. Deci ce anume vă propuneți să faceți în timpul imediat următor? Nu mă gândesc la tot mandatul, că o să tot aveți. Avem, de exemplu, acum avem două proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării. Unul cu o canalizare, la care am semnat și contractul de finanțare în ziua de 20 septembrie. Și mai avem un proiect cu drum comunal 79 pentru asfaltare între Pogonești, Polocin, Polocin, Belcești, Belcești, Pogonești. Să dea Dumnezeu să-l realizez. Dacă mă ajută Dumnezeu, poate reușesc să-l fac. Și dacă fac, astea sunt două obiective. Și cele mai principale, după părerea mea, nu le-am avut în platforma programului ăsta. Așa. Dar vreau să le fac. Vreau să amenajez o bază sportivă pentru școală și pentru întreaga comunitate. Pentru că nu... Aveți loc aici lângă școală sau tocmai la vale? Lângă școală avem spațiu, avem în jurul la 4.000 de metri pătrați și aș vrea să fac acolo împreună cu scena unde se desfășoară sărbătoarea satului, să o modificăm, să facem ceva mai frumos, așa? Și să facem acolo un teren de handbal cu dimensiuni normale, un teren de tenis, basket ceva, dacă o să fie... Deci o bază sportivă mai modernă, aranjată, îngrădită, unde să facă mișcare, un parc de joacă pentru copii, îl avem deja alături, dar ăla vreau să-l facem mai modern un pic, să aranjez niște mese de șah. Mai sunt o parte din pensionari. Cum s-ar zice, să ducă publicul acolo. De asta o facem, nu o facem ca să ne uităm la ea. Așa. Ca să o și folosim. Dar nu sunteți prea ambițios, domn primar? Cămin aveți și am văzut că e binișor dotat, bază sportivă acum, faceți, muzeu aveți, școală deci, aveți. De asta am zis, în primele 4 luni, eu nu mă laud că am făcut ceva. Intențiile mele sunt bune. Ce am făcut în 4 luni, doar am alergat pentru ca să pot, nu mai spun cât am alergat pentru proiectul cu canalizare. Câte drumuri la Vaslui, câte drumuri la București și înainte și înapoi, știți cum e? Pentru că da, e alergătură, sigur da. Că da. Cam câte milioane de euro urmăriți acum să-i aduceți aici? Dacă vă gândiți așa per total. La canalizare e vorba de nu, în euro, da, în euro vreo 5, nu în milioane, în mii. În sute de mii, în jurul la 600 de mii de euro, iar la cealaltă cu drumul, nu știu, să vedem, e în stadiu de SF, de studiu de fezabilitate, acum da, să da, vedem da. Cum o să iasă pe la urmă. Până când iese proiectul, atunci se vede exact valoarea. Cam cât e. Da. Cu populația școlară cum stați? Că mie mi-ați comunicat ceva important, că a început să se întoarcă lumea aici, deci cu populația școlară. Natalitatea ca la deci e ce mai slabă, da. Ce mai slabă la noi. Dacă facem punem în balanță natalitatea cu nașterile, cu decesele, nu știu dacă procentul la natalitate e 10% față de celălalt. Uh-huh. Bun. Și avem, încă mai avem copii. N-am ajuns la simultan, știți cum se întâmplă în alte... Deci aveți o școală cu un rând de clase măcar. Pentru următorii 6-7 ani avem asigurate. Noi am făcut un recensământ așa a copiilor care urmează pentru șade, deci de la 0 la 7 ani și am zis, în următorii ani avem asigurat pentru toate clasele 1-4, să zic așa, 7-8. E bine, deci... Și poate da Dumnezeu să întoarcă și... Asta înseamnă și optimism și încredere că faceți bine ce faceți, nu? Sigur.
Dacă ne gândim că școlile sunt cam puse la punct în momentul ăsta, cămin cultural, apropo, aveți referență, au director de cămin? Nu, deocamdată încă nu, pentru că construcția este nouă, noi n-am avut cămin cultural până acum, el a fost dat în folosință în 2016 și acum, dumneavoastră știți, noi avem o activitate asta bogată aici și... Mă așteptam să vă referiți. Chiar la unele întâlniri la nivel de cultură, la nivel de județ, așa, cineva făcea o remarcă acolo. Băi, fraților, și era domnul Bichineț, când era președintele Consiliului Județean. Și zicea, băi, fraților, aveți director de cămin, aveți nu și activitate nimic. Uite, voi în alte părți, gen Pogonești, unde nu au cămin, nu au nici director, nu au nimic și fac activitate cât faceți voi. În 10 comune face o singură comună. Da, da, aveți o personalitate aici, învățătorul deci, Dumitru. Deci, în strădania domnului învățător Andrei, pe care, căruia îi doresc să-i dea Dumnezeu sănătate, pe tot dânsul-i sufletul. Așa e. Dânsul-i sufletul. Și acum, de când sunt primar, noi am avut mai multe activități. Păi toată vara ați umblat cu formația asta, la ba nivel, la Puier, ba la Iver. La nivel de județ, la nivel de cultură, chiar toată lumea acolo care se ocupă la cultură la județ, erau foarte bucuroși, domnule, avem un primar care e dintr-o formație și ăla ajută cultura. Pentru că și ei, din punctul lor de vedere, asta vor. Așa. Și am zis că cineva mi-a pus o întrebare, chiar domnul Onciu. Dom'le, băi, acum dacă mă atalești în grup, te mai îmbraci în costum, cum să mă îmbraci? Păi, dar de ce sunt? Dar nu mă las de grup, mă las de primărie și de grup nu. Nu e nevoie să nu, eliminați pe sigur. Am avut o remarcă așa la faptul că... După atâția ani de participare, nu o sunt, să mai pot. Eu să spun că sunt un membru mai nou, am numai 10 ani în formație. Dar ce puțin? Dar sunt alții care, de, când, de exemplu, domnul învățător Andrei și mai avem un coleg care îl cheamă tot Andrei, așa, care au 24-25 de ani. Nu, mai mult, din 1984, 30 de ani. Așa. Da, din 1984 când s-a câștigat concursul național cântare României la secțiunea Cor Bărbătesc cu Colindul Leroilea, s-a luat așa, da, da, la Botoșani a fost faza. Eu nu eram membru al formației. Atunci eram aici în zonă, dar eram un navetist care făceam naveta. Mă rog, și nu prea aveam timp să mă... Deja trag o concluzie. După însuflețirea cu care vorbiți, nu o să-i lăsați fără nici sprijin, ferita sunt. Nu, nu se poate. Păi, chiar în vara asta, cum spuneați dumneavoastră, am avut o deplasare. Noi avem o colaborare foarte fructuoasă și strânsă cu Casa de Ajutor Reciprocă Pensionară, așa e, doamna Elena Cuza. Așa, avem o colaborare foarte strânsă cu ei și de Ziua Tricolorului am avut o deplasare la Reghin, în județul Mureș, unde am prezentat un spectacol de 3 ore acolo, nu numai noi, deci Pogoneștean. Și cu Soleștean că ați fost. Nu, soleștenii au fost la Târgu Mureș cu alte, cu altă, trimiși de Consiliul de Cultură. Centrul de Îndrumare, da. De cultură, da. Nu cu noi, noi am fost la Reghin, deci au fost la Târgu Mureș, nu știu. V-ați dus cu mașina aia de transportat copii, nu? Nu, păi, dar aia a fost cu două autocare, deci l-a deplasat. Vedeți că informația mă bucură. Deplasarea a fost organizată de Casa de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor Brlap, de domnul procuror Mihai, președinte. Așa. În colaborare cu Casa de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor din Reghin. Noi am fost invitați de onoare, sigur. Noi, grupul Folclorului Crăză, și au mai fost, că mai sunt mai mulți care colaborează cu Casa de la Brlap. Și am fost la Reghin. După aceea am fost la zilele, asta a fost în luna iulie, în luna august, în prima jumătate a lunii august, am fost la zilele orașului Bălan, invitați. Și acolo am prezentat un program de 2 ore. Noi avem formația de dansatori care sunt liceeni toți, așa, cu care ne mândrim. Dansează pe sâmbătă. Da, bineînțeles. Da. V-am văzut, v-am înregistrat. Așa. Domnule primar, dar chiar îmi place, pentru că asta înseamnă că produceți încă multă sau destulă sau o valoroasă cultură locală, ceea ce în județul Vaslui și în alte județe este destul de rar. Da. Asta ce constat eu, nu neapărat ce ne spuneți dumneavoastră. Cum să vă spun? N-aș vrea să fiu lipsit de modestie, dar în același timp mă mândresc pentru că la Festivalul de Date și Obiceiuri
de iarnă care se organizează la Vaslui, la Sicilia. Acolo sunteți abonați la locul întâi. Sigur că da, pot să spun că nu avem adversar. În așa e, numai berezenii, atât mai. Berezenii mai au și ei, o parte din, la colegi de laice vorbesc. Deci da. Berezenii și cu noi și mai e ceva la Vetrișoaia. Dacă mi-am inteles bine, care... No, berezenii așa. Sunt cei care... Da, cum să vă spun... Completați fericit tot da, evantaiul. Da. Am mai avut o deplasare chiar pe 1 octombrie, de ziua persoanelor vârstnice, am dat un spectacol la Centrul Medico-Social de la Băcești. Așa mi-au spus de acolo, da. Așa e. Și acolo am fost. Mă gândeam că veți pomeni de Ivești, de Puiești, de... unde n-ați umblat am în vara asta? Am fost și la Ivești, la sărbătoarea sigur. Satului, am fost la Puiești la sărbătoarea satului, am fost la Băcani. Deci în ziua de 25 septembrie am avut 3 spectacole, începând de la ora 2 după amiază la Băcani. Ne-am deplasat de acolo la Puiești. Și seara am avut un program de o oră și jumătate pe scena la Burlad la sărbătoarea toamnei. Sigur. Și acolo invitați. Ei, uite, așa putem vorbi de o misiune mai mult decât nobilă a primăriei și eu vă felicit că și în calitate de cetățean și în calitate de primar faceți, domnule. Acum, vă doresc cum chiar... să vă spun, nu vreau să spun numele de grupul folcloric Răzeșii. Mai avem și încă o asociație, că noi suntem constituiți în asociație. Așa. Un ONG, Tinere Vlăstare 2000, care am constituit-o noi, membrii fondatori, sunt și eu printre cei care au fondat atunci. Așa. Și mai avem încă o asociație formată de acum vreo 3 ani, 4 ani, Micii Răzești, care fac numai dansuri populare. Atât. Dansați? Eu, da. Bravo. Păi, da. Cântați? Când dansez. De așa, colindați. Așa, participăm împreună cu domnul învățător și cu o parte din grupul folcloric Răzeșii, particip la Târgul Meșterilor Populari care se organizează la Vaslui. Așa am e. Participat la Hora din Străbun care s-a organizat acum 2 ani pe scena Teatrului de Vară din Vaslui. Am participat la Ouă Încondeiate, la Festivalul de Ouă Încondeiate și Licoare. Domnule primar, eu care v-am solicitat interviu și a zis, dar sunt prea nou. Păi văd că v-ați înaripat. Ce se întâmplă? Nu vreau să... Am uitat să spun că noi am fost în străinătate în Franța, în Spania, Danemarca, Suedia. În mai multe rânduri, în 3-4 rânduri. Deci am fost păi mai ca... duceți-vă, fraților. Dar nu la Căpșuni, duceți-vă cu arta noastră. Nu, ne-am dus cu folclora. Știu. Domnule primar, m-ați cam ținut de vorbă. Stăm de o jumătate de oră și mai bine de vorbă. Ați zis că în 3 minute scăpăm. Dacă ar fi să vă întreb, cea mai urgentă acțiune de azi și mâine pentru primarul de la Pogonești? Păi cea mai urgentă acțiune, nu să vă spun eu, urgențele sunt în fiecare zi, câte una sau mai multe. În fiecare zi. Am văzut că au venit vreo 2-3 cetățeni foarte montați să facă nu știu ce. Sunt probleme cu fondul funciar. Cum să vă spun, unii au dreptate, dar marea majoritate dintre ei nu au. Dar trebuie să ascultați ce mai la de sigur. Ușa primarului e deschis, eu am spus de la începutul începutului. Chiar am avut la deschiderea anului școlar, prima întâlnire, să zic, nu chiar prima, a fost așa, o întâlnire mai de amploare la deschiderea anului școlar. Și am spus așa, ușa primarului este deschisă pentru oricine, pentru orice problemă veniți. Dacă îmi stă în putere și îmi permite legea, le rezolvăm pe toate. Dar toate în spiritul legii. Pot să vă doresc succes? Mulțumesc de suflet. La revedere!